Bine ați venit în Seul, capitala Coreei de Sud. Noi facem comparația cu țara precedentă. Este pe locul întâi la mine, peste Italia. Aici fumatul este interzis în aproape toate spațiile publice. Știți că sandrile se folosesc rețele. Aici sunt din inox. Este suma cea mai mică plătită până acum pe mâncare. Salutare, salutare! Salutări din Coreea de Sud! Da, ne aflăm în capitala țării, mai exact, în orașul Seul. Este unul dintre cele mai mari orașe din lume. Are 25 de milioane de locuitori, incluzând chiar și zona metropolei. Un oraș pe care din totdeauna mi-am dorit să-l văd. Iar în vlogul de astăzi o să facem o scurtă plimbare și o să vă prezentăm prima noastră impresie. Așa că, haideți cu noi! Bine ați venit în Seul, capitala Coreei de Sud! Urmăriți-ne pentru că de aici sunt sigur că or să vină foarte multe clipuri interesante. Nu uitați să ne dați un like și să distribuiți clipurile noastre pentru că ne ajută foarte mult. Și ia priviți, aproape în toate intersecțiile găsiți umbrelă ca să nu vă ardă soarele. Ia priviți peste ce am dat în spatele meu, o construcție extrem de interesantă. Sangeon se numește, dacă am pronunțat corect, sigur i-am stălcit numele. Este o construcție ce datează din anul 1398 și este o poartă a vechiului zid ce înconjura orașul. Un zid cu o lungime de 18 km, iar în ziua de azi este o comoară națională, dacă pot să-i spun așa. După cum puteți observa, este situată în mijlocul unei intersecții și priviți câtă disciplină în trafic aici. Ia priviți, cam așa arăta zidul. După cum v-am spus, avea 18 km în lungime și 6 metri în înălțime. Ultima dată a fost restaurat în 2013, atunci au terminat restaurarea. Iar aceste pietre sunt cele originale. Au folosit în jur de 34% din materialele originale ale vechii porți. Partea de lemn, ce vedeți, aceea e partea originală. Și restul ce au făcut, ce au refăcut din poartă, e din donații publice. Practic, pietrele închise la culoare sunt din 1398. Sunt păstrate încă de atunci. Ia priviți și voi, un oraș unde întâlnim flori peste tot. Parcă sunt artificiale sau photoshopate. Dar vă asigur că sunt naturale. Nu vedem mașini vechi, vedem mașini aproape noi, stații de încărcare electrică peste tot. Nu mai vorbim de pistele pentru bicicliști. Noi am ajuns aici din Hanoi, din Vietnam, unde era mizerie, haos. Iar când am ajuns aici, am fost loviți de lux, opulență, curățenie, dar și liniște, disciplină, ordine, ceva ce nouă ne place. Deși e un oraș foarte mare, e totuși foarte liniștit, claxonează nimeni, toată lumea respectă regulile de circulație, ceea ce nouă ni s-a părut incredibil. Da. Din clipul trecut ați văzut că am aterizat pe o insulă, practic. Aeroportul de aici este pe o insulă. Dacă nu ați văzut clipul, o să vă pun linkul în descriere. Iar de acolo până în centrul orașului am luat metroul. Aveam patru variante. Metrou, tren, autobuz sau metrou. Taxi. Taxi, pardon. Doar că taxiul costa undeva în jur de 70-80 de euro. Iar metroul a fost cea mai ieftină variantă. Am plătit undeva la 4 euro. Cam așa. 4 euro de persoană, doar că am făcut ceva mai mult, undeva la o oră și jumătate. Nu am... Era o variantă mai rapidă cu trenul expres, costa 8 euro, doar că nu mai era disponibil la ora la care am ajuns noi. Eu încă sunt uimit de câtă curățenie poate să fie pe stradă. Nici eu nu mai zic. Am găsit zarzere. Nu știu dacă pune focus camera. Copilărie. E lumina proastă. Priviți și voi cât de frumos poate să fie.
după cum am spus, flori peste tot. Da, și după cum bănuiesc că se observă și pe cameră, foarte multe spații verzi, foarte mulți copaci, un aer curat, respirabil. Da. Până acum ne place foarte mult. Bine. Super. Eu știam că o să-mi placă, v-am zis, mi-am dorit întotdeauna să ajung aici. Și iată-ne aici. Iată că ți s-a îndeplinit dorința. Da. Frumos. Inevitabil, noi facem comparația cu țara precedentă, pentru că acolo am fost ultima dată și comparația dintre Vietnam și Coreea, practic, e de la cer la pământ, adică... Da, nu ai cum să le compari bine. Din punctul meu de vedere, Coreea de Sud este peste foarte multe țări din Europa. Totul este frumos și plăcut aici până ajungem să discutăm despre prețuri. Când ajungem acolo, se schimbă. Ustură un pic. Dar o să discutăm și despre prețuri pe parcurs. Un alt lucru util aici este internetul. Găsiți Wi-Fi peste tot, internet gratuit în mai toate zonele publice, dacă nu chiar în toate zonele publice. Și da, e un lucru foarte, foarte util. După cum vedeți aici, se poartă masca, este obligatorie peste tot. Și în interior și în exterior. Da, iar amenda, din ce am înțeles, este de 100 de euro. Plus că au și mai multe cazuri ca în alte țări asiatice și incidența e mult mai mare. Bine, din ce puteți observa, din ce se observă pe cameră, toată lumea, absolut toată lumea poartă masca aici. Dar oamenii sunt relaxați, adică chiar dacă tu poate nu vrei să porți mască, oamenii nu se uită urât la tine sau... Da, da, ai răbdare că suntem în primele zile. Iar la fel și distanțarea socială există. Da. Și la semafor păstrează distanța sau la depărtare unul de altul. Un metru jumate, doi. Cel puțin. Aici fumatul este interzis în aproape toate spațiile publice, dacă nu chiar toate spațiile, dar găsiți peste tot astfel de zone în care puteți fuma. Zone special amenajate pentru fumători. Am trecut de la populația care era doar în papuci, îngălțată, la populația care e doar în pantofi, office, adică... Verde peste tot. Îți place? Clar. Deci nu-mi cap îndoială. Mie unul îmi place foarte, foarte mult. Ai intrat în topul țărilor preferate. Da, este pe locul întâi la mine, peste Italia. Oh, bate Italia? Da. Italia ta preferată? Nu pot să cred. Până acum, cel puțin. Și suntem în primele zile. Vom și vedea pe parcurs. Și abia aștept. Să explorăm Seulul. Îmi place curățenia, ordinea, disciplina. Cum ar zice un bătrân. Oamenii se vede că sunt foarte, foarte educați. Da. Cu siguranță. Și vezi o grămadă de oameni îmbrăcați la costum. Majoritatea bărbaților sunt îmbrăcați la costum aici și muncesc foarte mult, dar despre asta o să discutăm într-un alt clip. O să detaliem puțin. O curățenie exemplară. Știu că mă repet, dar asta e realitatea. Atunci când vine vorba de bani, lucrurile se complică puțin, dar după cum v-am zis, despre asta o să discutăm într-un clip separat. Vă spun doar atât. Cartela de internet aici a costat 50 de euro pentru 30 de zile și am doar 5 giga de internet pe zi. Nu e nelimitat. Am avut opțiunea să cumpăr direct din aeroport, dar am preferat să-l cumpăr de aici. Cred eu că am luat ceva mai ieftin, acum nu știu sigur. Din ce am găsit prin aeroport, costa undeva la 70 de euro cartela și aveam 3 giga de internet. Acum, nu știu, nu am căutat peste tot. Aeroportul aici este foarte mare și nu am stat să-mi bat capul prea mult. Am preferat să cumpăr direct din oraș. Bine, dacă vrei doar 2 giga de internet pe zi, te costă ceva mai puțin, undeva la 35 de euro pentru 30 de zile. Acum depinde și de necesitățile tale.
Vă dați și voi seama, prețurile sunt mult mai mari într-o asemenea țară, dar merită, îți oferă ceva în schimb. Ia priviți, aici apa e gratuită și este foarte bună. Par păhărele pentru țuică. Deci ca să simt mâncarea, ne-am oprit să mâncăm puțin. Eu mi-am luat un fel de noodles, par paste, sincer. Puțină carne. Iar Andreea? Găluște. Da. Dumplings. Kimchi. Apa, v-am spus, din partea casei. Kimchi. Acea varză murată. Tot în murătură. Aici, la fel, ceva murat, sincer, nu știu ce este. Acolo un sos de soia. Arată foarte bine. Sperăm să fie și gustul ok. Vă spunem după cât a costat. Cred că cei mai buni găluște pe care le-am mâncat vreodată. Da, faceți abstracție că mănânc găluște cu lingura, dar nu pot să mănânc cu bețele mele. În mod normal că sandrele. Se folosesc bețele. Aici sunt din inox. E bun, nu? Sunt umplute cu carne. Oricum, aici calitatea produselor este excepțională. Iar porțiile sunt extrem de mari. Problema e că abia mă obișnuisem cu bețele din lemn, învățasem să mănânc cu ele, iar cu acestea e mult mai dificil, din câte se pare. Sunt mai alunecoase. Dar învățăm. Oricum, mâncarea este foarte bună. Pe tot ce ați văzut acolo am plătit 11 euro. Cred că este suma cea mai mică plătită până acum pe mâncare. Cred că am găsit cel mai bun loc de aici, din Seul. Chiar ne aflăm în cartierul Myeongdong. Sper că așa se pronunță. Și din câte se pare, vine ploaia. Ia priviți, s-a înnorat. Așa că o să încheiem acest clip aici. O să încercăm să le facem cât mai scurte și să postăm cât mai des. Acestea v-am spuse, dacă v-a plăcut clipul sau vă place ceea ce vă prezentăm, nu uitați să ne urmăriți în continuare, să ne dați un like și să distribuiți clipurile noastre. Pentru că pe noi ne ajută foarte mult. Numai bine!